Sătmăreanca Oana Pârcălab va ocupa funcția de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării. Anunțul a fost făcut astăzi de vicepreședintele Consiliului Județean, Mircea Govor. Vom avea în cadrul Ministerului Dezvoltării și un secretar general adjunct de la Satu Mare, care va fi să întărească echipa de acolo de la Ministerul Dezvoltării, să întărească poziția noastră și, bineînțeles, interesele dumneavoastră ale primarilor. Va fi doamna Oana Pârcălab. Oana Pârcălab este în momentul de față director adjunct al Unității de Implementare a Proiectului European din cadrul APASERV, înainte ocupând funcția de director al Direcției de Dezvoltare din cadrul Consiliului Județean.